Lăudați să fie Domn! Frați și surori, este o binecuvântare să fim în dimineața aceasta în prezența lui Dumnezeu. Și dacă crezi că este o binecuvântare să fii în dimineața aceasta împreună cu mine la închinare, aici nu suntem ca la un spectacol, ca noi să stăm în bănci, frații în față, și așa să fie un zid de despărțire între noi, noi și ei. Nu, să fie o comuniune, o comunicare, să fie între noi o legătură. Și știți ce face această legătură? Dorința de a fi cercetat de prezența lui Dumnezeu. Dacă tu ai venit cu o dorință ca în dimineața aceasta să fii cercetat de Duhul lui Dumnezeu, eu știu că avem un Dumnezeu credincios și El ne va cerceta, slăvit să fie. Slăvit să fie Domnul. Aș dori să deschidem împreună cuvântul Domnului la Psalmul 66. Citim împreună cuvântul Domnului ce se află în Psalmul 66, pagina Scriptură 589. Înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie, toți locuitorii pământului. Cântați slavă numelui Său, măriți slava Lui prin laudele voastre. Ziceți lui Dumnezeu cât de înfricoșate sunt lucrările Tale. Din pricina mărimii puterii Tale, vrăjmașii Tăi te lingușesc. Tot pământul se închină înaintea Ta și cântă în cinstea Ta, cântă în numele Tău. Veniți și priviți lucrările lui Dumnezeu. Ce înfricoșat este El când lucrează asupra fiilor oamenilor. El a prefăcut marea în pământ uscat și râul a fost trecut cu piciorul. Atunci ne-am bucurat în El. El stăpânește pe vecie prin puterea Lui. Ochii Lui urmăresc pe neamuri, ca cei răzvrătiți să nu se mai scoale împotriva Lui. Binecuvântați, popoare, pe Dumnezeul nostru, faceți să răsune lauda Lui. El ne-a păstrat sufletul cu viață și n-a îngăduit să ni se clatine piciorul. Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc ca argintul. Ne-ai dus în laț și ne-ai pus o grea povară pe coapse. Ai lăsat pe oameni să încalece pe capetele noastre, au trecut prin foc și prin apă, dar Tu ne-ai scos și ne-ai dat belșug. De aceea voi merge în casa Ta cu arderi de tot. Îmi voi împlini juruințele făcute Ție, juruințe care mi-au ieșit de pe buze, pe care mi le-a rostit gura când eram în strântorare. Îți voi aduce oi grase ca arderi de tot, cu grăsimea berbecilor. Voi jerfi oi împreună cu țapi. Veniți de ascultați și toți cei ce vă temeți de Domnul și voi istorisi ce a făcut El sufletului meu. Am strigat către El cu gura mea și îndată lauda a fost pe limba mea. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Dar Dumnezeu m-a ascultat. A luat aminte la glasul rugăciunii mele, binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu mi-a lepădat rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui. Amin. Cuvântul Domnului spune, veniți și priviți lucrările lui Dumnezeu. Frate și soră, tu trebuie să privești în jurul tău și să înțelegi că ceea ce vezi în jurul tău este o lucrare a lui Dumnezeu. Fratele și sora de lângă tine sunt o lucrare a lui Dumnezeu. Dacă pe fiecare am merge și l-am întrebat și cum a lucrat Dumnezeu în viața lui, fiecare din noi am fi găsit N și mii și mii de lucruri în care am văzut izbăvirea lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu. Și cine a făcut toate aceste lucrări? Dumnezeu slăvit să fie El. Spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 6, El a prefăcut marea în pământ uscat și râul a fost trecut cu piciorul. Atunci ne-am bucurat în El. Gândește-te că marea era învolburată, te gândeai că nu mai ai cum să treci pe partea cealaltă și totuși El a despicat marea în două. Probabil te gândeai cu mintea ta omenească să liniștească apa doar. Dar nu, El a despicat marea în două, ca tu să treci ca pe uscat. A făcut mai mult decât mintea ta să priceapă. În dimineața aceasta același Dumnezeu este și vrea ca să facă mai mult decât mintea ta pricepe, mai mult decât tu gândești. De ce? Pentru că El e Dumnezeu. El e atotputernic, slăvit să fie El. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Veniți și haideți să privim lucrările lui Dumnezeu. Aș vrea ca în rugăciunea aceasta să ne uităm în jurul nostru și să te rogi pentru cel de lângă tine ca și cum te-ai rugat pentru tine. De ce? Pentru că El și ea sunt lucrările lui Dumnezeu. Și atunci când te vei ruga pentru semenul tău, pentru fratele tău, pentru prietenul tău, Dumnezeu va lucra mai mult pentru tine
De ce? Pentru că vei împlini acea poruncă care a dat-o Dumnezeu. Să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Să intrăm în rugăciune înaintea Domnului. Venim înaintea Ta, Doamne Iisuse, cu laude și mulțumiri la adresa Ta. O, Doamne, binecuvântat să fie numele Tău cel Sfânt. Slăvit să fie numele Tău, Doamne Dumnezeu. Îți mulțumim de acest har minunat, de dragostea Ta, care ne-o arăți. O, Doamne Iisuse, încă de la început, ne cercetezi, îți faci simțită prezența în mijlocul nostru. Binecuvântat să fie numele Tău cel Sfânt. Aleluia! Slăvit să fie numele Tău cel Sfânt. Doamne Dumnezeu, Te rugăm să cercetezi poporul Tău. Doamne, cercetează fiecare inimă în parte.